frica. Frica îi face pe oameni să reacționeze ciudat, să ia decizii proaste și așa mai departe. Și în consecință, dacă trăiești mereu cu frica în spate și te gândești, aoleu, ce ar putea să se întâmple, pentru că vezi, Doamne, în momentul de față, dacă rămân fără job, dacă rămân fără bani, ce mă fac? Răspunsul meu este, gândește-te la 4 lucruri, ia-le în calcul pe toate 4, eventual scrie într-un jurnal răspunsurile la ele și asta o să te ajute să depășești această situație. Primul lucru este recunoștința. Pentru ce ești recunoscător? Pentru că recunoștința te pune într-o stare în care să apreciezi ceea ce ai în prezent. Dacă apreciezi ceea ce ai în prezent, atunci o să-ți fie mai puțină frică în legătură cu ceea ce s-ar putea să urmeze în viitor. Numărul 2. Rezultatele. Ce poți să faci chiar acum și să obții ceva? Poți fie cât de mic, poți fie mărunt. Dar studiile de la Harvard, de exemplu, Teresa Amabile spune că în momentul în care lucrezi într-o companie, cel mai bun motivator e faptul că managerul tău apreciază un progres mărunt pe care l-ai făcut. Același lucru poți să-l faci fiind propriul tău manager. Cu alte cuvinte, ce anume poți să apreciezi la tine în legătură cu progresul? Care e un rezultat mărunt pe care l-ai obținut? Că te-ai trezit dimineața la ora la care ți-ai propus, că ai făcut ce ai spus conform agendei și n-ai amânat. Astea sunt lucruri care reprezintă rezultate mărunte pe care le poți aprecia în ceea ce te privește. Numărul 3. Ritualurile. Care este un obicei mărunt, simplu, pe care poți să-l instalezi în următoarele 3-4 săptămâni și cu care să rămâi pentru tot restul vieții tale? Că este faptul că bei apă suficientă, că este faptul că faci mișcare, că este faptul că citești. Un obicei mărunt care te pune pe șine, cum se spune, te pune pe cale. Și numărul 4, relațiile. Cum poți să comunici, să relaționezi mai bine cu oamenii importanți din viața ta, cu care te poți ajuta în această perioadă, cu care te gândești că ai putea să faci pe termen lung parteneriate bune și de folos reciproc. Așadar, gândește-te la ăștia 4 R, astea 4 lucruri, recunoștința, rezultatele, ritualurile și relațiile. Pune-le pe o hârtie, scrie câte un rând, două la fiecare și mintea ta se va limpezi și frica se va elimina. Să-ți fie de folos. Ciao!